Porcă rasa. Într-un castel din piatră albă trăia un împărat și o împărăteasă care avea o fată. Crescuse fata și se afla la vârsta măritișului, dar nu venea nimeni să o pețească, fiindcă îi mersese vestea în lume că era foarte mofturoasă și încrezută. Degeaba era frumoasă și împăratul promisese zestre mare că niciun prinț nu se arătă dornic să o ia de soție. Odată veni la curte un tânăr care ceru mâna fetei. Prințesei celei încrezute îi plăcu pe loc de tânăr, dar când află că nu este un prinț, începu să jelească și să țipe. Tatăl ei o amenință că o va reneca dacă nu se mărită cu tânărul. De frică să nu o renege și să nu îi dea nici straiele alese și bijuteriile, fata acceptă. După nuntă, tinerii porniră către noua lor casă, iar caleașca se opri în dreptul unui grajd cu porci. Am ajuns, spuse tânărul soț. Îmi pare rău că nu ți-am spus mai devreme, dar sunt porcar și asta va trebui să faci și tu de acum înainte. Răsfățata prințesa a plâns, s-a tânguit, dar nu se mai putea face nimic. Se obișnui cu munca murdară și obositoare, cu hainele aspre, aproape că începuse la noua viață, pentru că dragostea soțului ei o recompensa pentru tot. Într-una din zile, tânărul plecă și mai târziu trimise după soția lui. Purcăreasa a fost însoțită până ajunse la un castel minunat în care împărat era soțul ei. Acesta o așeză pe soția lui pe tron, alături de el, și pentru că se vindecase de răsfăț și de țâfnă, îi dezvălui adevărul. Tânărul împărat era încântat de aleasa inimii lui, iar tânăra împărăteasă era fericită că a dat norocul peste ea cu așa un soț bun.